Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetele de la 7 la 20. Ziua praznicului azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voiești să pregătim? L-au întrebat ei. El le-a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă, mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei: învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata. Acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la mașă cu cei 12 apostoli. El le-a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea, că vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Amin. Vă mulțumesc și vă invit să vă reocupați locurile. Încă o dată vreau să vă salut, atât pe dumneavoastră care sunteți aici în sanctuar, cât și pe toți frații și prietenii noștri care online sunt cu noi în această dimineață. Frați și surori, fiecare serviciu divin are un anumit specific. Specificul serviciului divin din această dimineață este masa Domnului sau cina Domnului sau împărtășirea. Acest obiectiv spiritual ne pune pe noi în fața lui Dumnezeu într-o manieră de excepție, prin faptul că niciodată nu suntem predispuși să ne cercetăm mai bine și mai adânc decât la masa Domnului. Împrejurarea aceasta ne obligă să observăm în noi lucruri pe care de obicei nu le observăm și pe care probabil, din neatenție, le trecem cu vederea. În dimineața aceasta am încercat să cântăm, să ne rugăm și să predicăm în specificul serviciului divin, în direcția cinei Domnului, cu intenția să conducem poporul lui Dumnezeu la cercetare și la apropiere de Domnul. Cuvântul pe care Domnul mi l-a dat să-l spun l-am intitulat Paștele Evreilor și Cina Bisericii. Paștele Evreilor și Cina Bisericii. Și intenția pe care o am, rostind cuvântul acesta, este pe de o parte să observăm asemănarea, dar și diferența dintre cele două. Paștele a fost sărbătoarea unui popor, timp în care cina este sărbătoarea popoarelor. Domnul Iisus Hristos a hrănit, a vindecat, a învățat mulțimile, însă doar cu ucenicii a luat cina Domnului. De aceea, înțelegem că cina Domnului este un act de închinare special, făcut între oamenii apropiați
și stăpânul lor, Dumnezeu. După aproximativ 1400 de ani de practicarea sărbătorii Paștelor, Domnul Iisus stă cu cei 12 într-o cameră de sus, așternută gata, să repete Paștele. Era un an în care ajunsese cu calendarul la sărbătoarea Paștelor. Paștele este asemănător cu cina în principii, însă este diferit în forme. Și în primul rând aș vrea să observăm, de fapt să ne aducem aminte de istoricul Paștelor. Cei mai mulți dintre noi suntem de multe zeci de ani în adunare. Am ascultat predici despre Paște, personal am citit Biblia de multe ori și am cercetat acest eveniment sfânt și cu toții avem o înțelegere mai mult sau mai puțin perfectă și suficientă a acestei sărbători. De aceea vă invit să privim în Exod 12, la istoricul sărbătorii Paștelor. Atunci când privim la acest eveniment al așezării și al perpetuării sărbătorii Paștelor în istoria poporului evreu, observăm că atunci când a fost așezat Paștele, a ieșit în evidență două atribute ale caracterului lui Dumnezeu, două atribute majore ale caracterului lui Dumnezeu. Primul dintre ele este dreptatea. Dreptatea lui Dumnezeu care se manifestă prin judecată. Întotdeauna dreptatea lui Dumnezeu se manifestă prin judecată, prin sfințenie. Condiția existenței lui Dumnezeu depinde de dreptatea și sfințenia sa. Dacă ar exista compromis în dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu, atunci condiția existenței lui Dumnezeu ar fi în pericol. Drept pentru care ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu, în principiu, este dreptatea sa. Atunci când Dumnezeu intră în relație cu ființele umane pe care le-a creat în neprihănire, însă ele au pierdut statutul de neprihănire, Dumnezeu, datorită dreptății sale, manifestă judecată față de oameni. Această judecată este expresia dreptății lui Dumnezeu care îl caracterizează. Dacă Dumnezeu n-ar judeca vinovăția omului, Dumnezeu s-ar compromite în dreptatea sa. Dar pentru că dreptatea este o condiție a existenței sale, este o condiție a sistemului său, a caracterului său, atunci când Dumnezeu Sfânt intră în relație spirituală cu omul păcătos, datorită vinovăției umane, dreptatea se manifestă prin judecată. Este ușor de observat în toată Biblia, dar pentru noi în această dimineață în cartea Exod, faptul că judecata lui Dumnezeu se exprimă față de toți oamenii. Biblia este plină de tragedii ale manifestării judecății lui Dumnezeu, care are la bază dreptatea lui Dumnezeu și vinovăția omului. Atunci când se întâlnește dreptatea lui Dumnezeu cu vinovăția omului, se produce judecata lui Dumnezeu și pedepsirea omului. Acest proces este întâlnit în fiecare zi în relația lui Dumnezeu cu omul. Procesul acesta este normal datorită contradicției naturii între cele două persoane, Dumnezeu care este sfânt și omul care este vinovat. Atunci dreptatea lui Dumnezeu produce judecată pentru vinovăția omului. În Exod 12, istoria se repetă și judecata lui Dumnezeu se manifestă asupra oamenilor. Observați că atunci judecata lui Dumnezeu s-a manifestat doar asupra primului născut din fiecare familie. Imaginați-vă Egiptul de atunci ca pe America de astăzi. Era imperiul care conducea lumea. Era un imperiu puternic, construcții sclipitoare, armată, finanțe, faimă, celebritate. Oamenii făceau mulți copii, se practica poligamia. Și imaginați-vă că într-o noapte, când părinții dormeau liniștiți în casele lor, alături de copii, nimicitorul,
la porunca lui Dumnezeu, pleacă cu judecata Domnului. Și primul născut din fiecare familie, spune Biblia, începând din casa lui Faraon, împăratul Egiptului, și până la ultima persoană din societatea de atunci, primul născut a murit pe loc. Vă puteți imagina ce tragedie? Probabil că în istoria umanității niciodată nu au murit în același timp atâția copii ca și atunci. De pe margine, cu mintea noastră de oameni, influențați de umanism, dezbrăcați de divinitate, noi apreciem că a fost prea exigentă, prea dură, aproape crudă metoda lui Dumnezeu. Dar aceasta este expresia judecății, este manifestarea dreptății lui Dumnezeu împotriva păcatului omenesc. Când dreptatea lui Dumnezeu se întâlnește cu păcatul uman, întotdeauna se naște judecata și se exprimă prin pedeapsă. Și primul născut a trebuit să moară. Veți întreba, unde a fost mila? A fost la locul ei. Dar mila lui Dumnezeu nu elimină dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu se manifestă întotdeauna când întâlnește vinovăția omului. Aceasta este prima parte. Partea numărul 2. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin iertare. Condiția existenței umane este iertarea lui Dumnezeu. Dacă condiția existenței lui Dumnezeu este dreptatea sa, condiția existenței umane este iertarea lui Dumnezeu. Iertarea lui Dumnezeu se aplică doar la oamenii care se subordonează lui. Timp în care dreptatea lui Dumnezeu se manifestă și se aplică la toți oamenii. O să mai repet această afirmație și o să vă rog să fiți foarte atenți. Dreptatea lui Dumnezeu, prin judecată și pedeapsă, se aplică la toți oamenii de pe pământ, timp în care iertarea lui Dumnezeu, în ciuda faptului că este oferită tuturor, este primită și aplicată doar la o parte dintre oamenii de pe pământ, respectiv la oamenii care prin credință în Dumnezeu și pocăință față de păcat se subordonează voinței divine. Iată dar, în Egipt, la momentul în care a venit nimicitorul, existau două categorii de oameni, și din punct de vedere etnic și din punct de vedere spiritual. Erau egiptenii cu religiile lor și erau evreii cu relația spirituală cu Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu a privit peste Egipt, a văzut oameni, egipteni și evrei, și dreptatea lui Dumnezeu s-a manifestat peste toți. Și atunci judecata lui Dumnezeu a pornit și prin nimicitorul urma ca fiecare întâi născut să moară. În procesul manifestării dreptății lui Dumnezeu, judecății lui Dumnezeu și pedepsei lui Dumnezeu, la un moment dat în procesul acesta intervine dragostea lui Dumnezeu și ea aduce iertare. Dar în timp ce dreptatea este pentru toți, dragostea este doar pentru cei care o acceptă. Și iertarea lui Dumnezeu nu i-a scutit pe toți, doar pe unii. Iată dar, iertarea lui Dumnezeu se manifestă în termenii lui Dumnezeu, în condițiile puse de Dumnezeu. Permiteți-mi să vi le reamintesc. Fiecare familie trebuia să ia un miel, mielul trebuia să aibă neapărat vârsta de un an, mielul care avea vârsta de un an trebuia să nu aibă handicap fizic, trebuia să fie perfect din punct de vedere fizic. El trebuia înjunghiat, tăiat și cu sângele care curgea din rana făcută, trebuia să fie uns, stropit, pragul, tocul ușii, adică stâlpul din dreapta, stâlpul din stânga, stâlpul de deasupra, dar nici de cum cel de jos, numit de noi pragul. Pentru că pe prag se călca și nu se poate călca pe sânge care poartă semnificația jertfei. Și dintr-o dată, evreii care au crezut în condiția iertării,
au pus-o în practică. Probabil că mulți egipteni au râs de ei. Probabil că nu toți evreii au crezut în condiția iertării. Și nu toți au ținut cont de asta. Fac o paranteză unde nu există așa de multă acoperire biblică, ci mai multă explicație umană. Și vă întreb, credeți că evreii care au luat în mod conștient, datorită nebăgării de seamă, neatenției, un miel mai tânăr de un an sau mai în vârstă de un an, întâiul lor născut a fost omorât sau a fost lăsat în viață? A fost omorât. Iertarea întotdeauna este condiționată. Oamenii toți vor iertarea, dar în condițiile lor, nu în condițiile lui Dumnezeu. Dacă cineva în loc de miel a tăiat un câine, sub pretextul că el nu are miel și nu se mai deranjează că avea câinele în curte, primul născut a trăit sau a murit? A murit. Pentru că iertarea se oferă doar în termenii lui Dumnezeu, în condiția lui Dumnezeu, nu oricum. Și putem pune multe alte întrebări ca să scoatem în relief următorul lucru. Atunci când un om vrea să fie iertat, este iertat doar în contextul stabilit de Dumnezeu și niciodată altfel. Dumnezeu nu risipește iertarea. Dumnezeu este bun, dar nu slab. Oamenii nu pot fura iertarea și nu îl pot obliga pe Dumnezeu să o administreze în condițiile puse de ei, timp în care ei neglijează condițiile puse de El. Dreptatea lui Dumnezeu se manifestă pentru toți oamenii, pentru că toți, prin faptul că au viață de la Dumnezeu, îi dă lui Dumnezeu dreptul să îi judece. Dar iertarea lui Dumnezeu este oferită doar oamenilor care o primesc în anumite condiții puse de Domnul, pe care oamenii le acceptă, fie că le plac, fie că nu le plac, dar le acceptă pentru că nu au posibilitatea să le schimbe. Noi nu putem schimba legea semaforului. Roșu rămâne roșu cu interdicția să te oprești, adică să nu treci, și verdele rămâne verde cu libertatea să te duci. Nu putem schimba legea semaforului. Este o lege suficient de clară și bine înfiptă în mentalitatea oamenilor, pentru ca toți oamenii să fie amendați dacă trec pe roșu sau lăsați să treacă dacă trec pe verde. La fel, această lege a iertării lui Dumnezeu este oferit, este așezat în mentalitatea oamenilor prin informația din Scriptură, și fiecare om primește iertarea lui Dumnezeu ca o expresie a dragostei doar în termenii lui Dumnezeu. Și în Vechiul Testament, la ieșirea poporului, la așezarea Paștelor, termenii lui Dumnezeu a fost un miel de un an, fără handicap fizic, carnea să fie mâncată în aceeași noapte, sângele curs să fie pus pe stâlpul din stânga, stâlpul de deasupra, stâlpul din dreapta, nici de cum pe cel de jos numit prag, timp în care mănâncă carnea neapărat friptă, nu fiartă sau crudă. Cei care mănâncă carnea mielului să fie îmbrăcați, cu o curea să fie încinși, încălțămintea, sandalele să fie puse în picioare, și timp în care într-o mână ține carnea pe care o mănâncă împreună cu verdețuri amare, în cealaltă să țină toiagul. Și din clipă în clipă să fie pregătiți să audă semnalul: ok, ieșiți! Și atunci să iasă. Toți să fie îmbrăcați, ca la armată. Oh, stai, că mai am un copil care încă nu s-a îmbrăcat. Stai că încă eu nu mi-am fript carnea, am întârziat un pic, n-am avut chibrit să dau drumul la foc. Porunca lui Dumnezeu era clară: armată, disciplină, ordine. Aici nu suntem la fotbal. Toiagul în mână, în cealaltă mână carnea friptă și verdețuri amare. Cureaua să fie peste manta, încălțămintea în picioare. Și toți așteptau, era o așteptare emoționantă. Ei știau ce se întâmplă în casele vecinilor. Strigătele disperate ale mamelor, care conștientizeau că le-au murit primul născut, speranța lor, cel mai mare, care acum era suficient să ajute la îngrijirea celor mai mici.
În vecinul un strigăt, în dreapta altul. Orașul e cuprins de strigăte, de lacrimi, de disperare. Și evreii, cu o mână pe toia, cu cealaltă cu carnea friptă și verdețurile, încinși cu cureaua, îmbrăcați cu mantaua, încălțați cu sandalele, erau pregătiți să iasă. Profitau de iertarea lui Dumnezeu ca o expresie a dragostei, dar doar în condițiile puse de Dumnezeu. Dumnezeu nu-i slab, nu se joacă cu poftele oamenilor. Și nici cu faptul că rupem o jumătate din pagina Evangheliei și mai lăsăm o jumătate în speranța că îl înduplecăm pe Dumnezeu. Dacă vrei să-ți trăiască primul născut, fă întocmai cum ți-a spus Domnul. Când doctorul îți spune să înghiți două pastile galbene, una verde și una roșie, crede-mă că faci așa. Diferența dintre viață și moarte atunci în Egipt n-a fost de natură etnică, n-a fost nici măcar de natură morală. Eu sunt sigur că mulți egipteni morali și-au plâns primul născut mort, timp în care mulți evrei, probabil necinstiți, pe primul născut l-au luat în brațe și-au plecat cu el prin pustie înspre Canaan. Atunci, diferența între viață și moarte nu a făcut-o cinstea și morala umană, nici etnia, ci a făcut-o credința să iei sângele și să-l pui pe ușă. Ceea ce a protejat n-au fost faptele bune. Ceea ce a protejat nu a fost cetățenia evreiască. Ceea ce a protejat nu a fost alte merite de altă natură. Nimicitorul la un singur lucru se uita: prezența sau absența sângelui. Și dacă nu era sânge, nu avea nicio importanță cine este în casă. Dacă e logofătul lui Faraon, dacă e chiar copilul lui Faraon, dacă este o familie de evrei, nu avea nicio importanță. Singurul lucru care conta era să faci sau să nu faci condiția pusă de Dumnezeu. Acesta a fost Paștele. Scopul aniversării Paștelor. După ce evreii au ieșit din Egipt, cu primul născut în brațe, timp în care egiptenii și-au pus pe primul născut în cimitir, Dumnezeu le-a poruncit evreilor să țină această sărbătoare. Și m-am întrebat, de ce? Înțeleg, au practicat-o atunci. Trebuia să o practice ca să solidarizeze națiunea și să iasă. Dumnezeu trebuia să-i unească într-un fel. Trebuia să existe o ieșire, urma să se întâmple o ieșire istorică, bine organizată. Poporul ăsta era un popor de sclavi. Ei erau organizați, dar nu de ei înșiși și între ei. Erau organizați în națiunea lui Faraon, dar acum ei trebuia să iasă de acolo. N-aveau nicio regulă. De ce a fost nevoie să repete sărbătoarea Paștelor peste 1400 de ani, când într-o seară Iisus stă într-o cameră doar cu 12 apostoli pe care El și-i-a ales? Și repetă sărbătoarea Paștelor. De ce a fost nevoie să o repete? 1400 de ani au repetat-o. În primul rând, Dumnezeu, care i-a obligat prin poruncă să o repete, s-a gândit că repetând-o, ei vor avea identitate națională. Identitate națională prin faptul că toți bărbații trebuia să meargă la Ierusalim la sărbătoarea Paștelor, și asta le dădea unitate. Le dădea unitate în timp, unitate în scop și unitate în loc. Erau în același timp, în același loc, cu același scop. Asta este definiția unității. Dacă pe o bancă stă un om bogat și lângă el un hoț, între ei nu există unitate. Există neatenția bogatului și șmecheria hoțului. În ciuda faptului că sunt în același loc, n-au același scop, aia nu e unitate. Unitate este când
se întâmplă în același timp, în același loc și cu același scop. Bogatul nu are scop să-l fure hoțul, iar hoțul nu are drept scop să-i scape bogatul din mână fără să-i umfle punga. De aceea ei nu au unitate, aia nu e unitate, aia e o coaliție, aia e o întâmplare. Dumnezeu a vrut ca poporul să aibă unitate în loc, în timp, în scop, drept pentru care le-a spus: faceți același lucru în același timp și cu același interes. Repetarea Paștelor crea unitate națională. Uitați-vă la oamenii aceștia că sunt obsedați de naționalitatea evreiască. Au lăsat America și s-au întors în țara lor. Și în fiecare magazin mai mare în Israel în care intri, se procedează ca atunci când noi intrăm în aeroport. Există o mașină din aceea care detectează metale, bombe, pistoale și așa mai departe. Așa se procedează la intrarea în fiecare magazin mai mare. Ce le-a trebuit lor să se ducă în țara aia unde în fiecare clipă există riscul să sară autobuzul în aer? Ce le-a trebuit lor așa ceva când în America aveau siguranță, liniște și bani, conduceau America, aveau monopolul băncilor? De ce s-au dus acolo? Zbolnavi de naționalitate evreiască, pentru că 1400 de ani au făcut același lucru, în același timp, în același loc, cu același scop. Dumnezeu a știut cum să formeze unitatea națională. În al doilea rând, scopul Paștelor nu a fost doar unitate națională, identitate națională, a fost și identitate spirituală. Ei trebuia să-și aducă aminte de Domnul fără ca să uite ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Recunoștința a fost scopul Paștelor. Niciodată nu văd mai bine cât de mult a iubit Dumnezeu omul decât atunci când, mergând la pâine, la azimă, mi se spune: ăsta e simbolul trupului care a fost perforat de cuie, de lancia romană și de biciul cu care l-au lovit de sute de ori până când a leșinat. Atunci, mai mult decât altă dată, realizez câtă suferință a fost în trupul acela născut din fecioară. Doar pentru mine, un om care așa de des sunt neatent cu relația spirituală cu Dumnezeu. Și niciodată nu înțeleg mai bine jertfa Domnului decât atunci când primesc înghițitura aceea de must, de rod al viței. Și în mintea mea există înțelegerea că ea poartă semnificația sângelui lui Iisus, care a curs din abundență din rănile lui. Era o baie de sânge, era tot numai sânge. Ce trebuia el, fiul de Dumnezeu, să suporte umilința și curzimea la care l-au supus soldații? El care trăia în slavă și cântau heruvimii slavă, 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 ce trebuia el să se preteze la această atitudine mizerabilă a oamenilor? S-a coborât el din glorie, unde era șeful șefilor, și a venit pe pământ să fie tratat ca un nimeni, ca un nimic. Ei, el a vrut ca să stabilească în noi, să provoace în noi sentimentul de recunoștință. Deseori, în ambițiile noastre concurente, ne împiedicăm unul de altul și încerc să-l pun pe Petru la spatele meu să ajung eu păstor senior. Dar atunci când mă uit la rodul viței și când mă uit la bucățica de pâine, mi-e rușine de atitudinea mea față de el. Mi-e rușine de atitudinea mea care este greșită. Îți este rușine de atitudinea ta care nu-i spirituală și te smerești și spui: Doamne, eu realizez că n-am meritat atâta atenție din partea ta și atâta iertare an după an, an după an, an după an. Doamne, cum reușești să mă iubești mereu? Cum nu te saturi odată de mine? Cum nu zici: da, mai du-te și lasă-mă în pace că ești rău? Și mereu și mereu, cum vin la tine și mă smeresc, mă pocăiesc și mărturisesc păcatul cu rușinea că l-am făcut, tu mă ierți? Doamne, cum poți să fii așa? Și aceasta naște recunoștință pe care o adresez lui Dumnezeu prin mulțumire, prin dedicare sau rededicare. Dumnezeu, prin repetarea Paștelor, a vrut să întărească unitatea națională și să întărească atitudinea de recunoștință și de dedicare, să motiveze atitudinea de recunoștință și de dedicare față de Dumnezeu.
Și în al treilea rând, nu doar unitatea națională prin unitate, nu doar identitatea națională prin unitate, nu doar identitatea spirituală prin recunoștință și dedicare, ci și identitatea familială. Spune Domnul evreilor în momentul ieșirii, când vor vedea copiii voștri ce faceți și vă vor întreba, tati, de ce faci asta? Ce înseamnă obiceiul ăsta anual la tine? Tu să le spui așa, Domnul ne-a scos pe noi din Egipt, timp în care eram prizonieri. Și să-l înveți pe copilul tău când va fi adult și familist să facă la fel. În al treilea rând, repetarea Paștelor avea semnificația să educe spiritual familia, să-ți înveți copiii ce înseamnă asta și să le spui, să le poruncești, să repete acest obicei sfânt, cum îl numește Biblia. Unitate națională, dedicare spirituală și educație spirituală familială. Acestea erau trei dintre semnificațiile și scopul repetării Paștelor pentru o perioadă de 1400 de ani. Paștele evreilor, așa s-a întâmplat și cu acest scop. Prin Paște și sigur prin darea legii morală, ceremonială, națională, adică Constituția, Dumnezeu a educat un popor de sclavi. Evanghelia a educat întotdeauna pe cei mai răi dintre oameni, drojdia societății, bețivii bețivilor, curvarii curvarilor, fumătorii, drogații, toți care s-au pocăit, au fost educați de Evanghelie și au ajuns oameni de caracter. Timp în care oamenii cu aparent caracter din societate, niște ipocriți în spatele cărora ascuns, există multă destrăbălare. Acesta a fost Paștele evreilor. Dacă acesta a fost Paștele evreilor, care și cum a fost cina bisericii? Haideți să privim un pic la desfășurarea, la istoricul cinei Domnului. Ideile repetate la istoricul Paștelor se repetă. Dreptatea lui Dumnezeu se arată față de toți oamenii. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu este condiția existenței lui Dumnezeu. Și dreptatea lui Dumnezeu se manifestă către toți oamenii și judecă pe toți oamenii și pedepsește pe toți oamenii și trimite în iad pe toți oamenii. Frați și surori, este biblic să proclamăm că toți oamenii de pe Terra, cu excepția celor mântuiți prin pocăință și credință, vor merge în iad. Fără nicio rezervă, toți vor merge în iad. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu nu se va compromite. Dumnezeu nu poate fi corupt. Judecata lui Dumnezeu este acțiunea care exprimă dreptatea. Iar judecata se exprimă prin pedeapsă. Dreptate, judecată, pedeapsă. Și iadul va fi locul unde ajung toți oamenii care nu se pocăiesc. Dreptatea lui Dumnezeu se manifestă cu fiecare individ. Nu are importanță dacă cânti sau predici în biserică. Nu are importanță dacă vii la biserică. Dreptatea lui Dumnezeu nu poate fi cumpărată cu fapte bune, nici cu slujbe, nici cu sacrificii. Dumnezeu nu este coruptibil ca omul, adică posibil să fie corupt, cumpărat. Nu-L bagi pe Dumnezeu în buzunar cu sacrificiile pe care le faci. Dacă ești mântuit, sacrificiile au valoare. Dacă nu ești mântuit, n-au nicio valoare. Niciuna! Dragostea lui Dumnezeu, alături de dreptatea lui Dumnezeu, sunt cele două părți majore ale caracterului lui Dumnezeu. De aceea, la cina Domnului, vedem dreptatea lui Dumnezeu, care se exprimă prin judecată și condamnare, dar și dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu care se exprimă prin iertare. Iertarea, ca și la Paște și la cină, se face în termenii lui Dumnezeu. Care sunt termenii, condițiile iertării pentru cina bisericii?
Am văzut care au fost condițiile, termenii iertării pentru Paștele evreilor. Este limpede să citim în Biblie următoarele lucruri. 1. Orice om să-și facă un proces de conștiință foarte serios și responsabil. Fiecare să se cerceteze pe sine. Fiecare să se cerceteze pe sine. Frate Viorel, frate Marian, frate Petru, frate Alin, frați și surori de la fanfară, frați și surori din sală, frate Petru, dirijorilor, fiecare să se cerceteze doar pe el însuși. E o problemă personală. De câte ori m-ai spălat dumneata pe mine pe față? Niciodată. De câte ori m-ai îmbrăcat dumneata pe mine sau m-ai dezbrăcat? Niciodată. De câte ori mi-ai dat dumneata mie cu lingurița să mănâncă? Mama a murit. Niciodată. Și să nu mai repet. De câte ori ai dormit în locul meu? Niciodată. Pentru că acestea sunt lucruri care le fac doar eu pentru mine. Cercetarea personală, procesul conștiinței este personal. Eu îl fac pentru mine. Nu pot să-l fac nici în dreptul soției mele, nici în dreptul copiilor mei. În dreptul nimănui, să fiu pastorul pastorilor, bișopul bișopilor. Cercetarea e a mea, mâncarea e a mea, spălarea e a mea, dormitul e al meu. E un lucru personal. Condiția iertării lui Dumnezeu este: smerește-te singur acolo unde ești. Lasă-l pe fratele și pe sora. Nu mai judeca tu pe alții, că nu ești tu Dumnezeu. Judecă-te pe tine. Judecă-te. Judecă-te. Judecă-te cu asprime. Judecă-te cu exigență, cu dreptate, cu dreptatea lui Dumnezeu, după Scripturi. Al doilea termen. Păcatele pe care le întâlnești, greșelile pe care le conștientizezi, mărturisește-le. Nu-i suficient doar să spui în minte: da, sunt păcătos, la modul general. Și dacă am făcut greșeli, iartă-ne. Și dacă am făcut păcate, iartă-ne. Trebuie neapărat pe fiecare în parte să le mărturisești. Un păcat mărturisit, iertat. Un păcat nemărturisit, nu iertat, rămâne acolo. Și peste 2000 de cine de acum încolo, tot acolo e. Dumnezeu nu se joacă. Contabilitatea și evidența lui Dumnezeu nu este ca a oamenilor cu greșeli. Dragostea lui Dumnezeu iartă, dar în termenii lui Dumnezeu, în condițiile lui Dumnezeu. Nu oricum. Dumnezeu e bun, dar nu slab. Noi nu putem rămâne nepocăiți, mândri și aroganți timp în care avem pretenția că ne-a iertat Dumnezeu. Nu ne-a iertat. Dumnezeu iartă doar omul care își recunoaște vinovăția, care își mărturisește păcatul și care se lasă de el. Pe ăla îl iartă Dumnezeu 100%. A treia condiție este să-și însușească meritele Mântuitorului prin credință. Degeaba mărturisesc eu păcatul meu dacă nu cred că meritele Mântuitorului, câștigate pe cruce când a murit, nu mi le însușesc eu prin credință. Când întind mâna, spun: Tată, nu întind mâna în numele meu, ci prin credință în numele Mântuitorului meu Iisus Hristos. În baza meritelor Lui, în accountul Lui primește-mă, în recomandarea Lui primește-mă. Alături de El primește-mă, pe lângă El primește-mă, cu El primește-mă. Nu te duce singur. Poți să te mărturisești cât vrei. Dacă te duci singur, n-ai nicio valoare. Care este semnificația cinei? Identitate spirituală? Ești cu Dumnezeu? Ești cu frații în biserica locală și ești cu frații în biserica universală în Duhul. Și aniversarea iertării prin credință, confirmată prin dragoste și manifestată prin speranță. Acceptarea iertării prin credință, confirmată prin dragoste în prezent și manifestată prin speranță în viitor. Diferențele între Paștele evreilor și cina bisericii sunt următoarele. Paștele era responsabilitatea familiei.
Cina este responsabilitatea individului. Paștele era responsabilitatea familiei, era o sărbătoare în grup. Cina Domnului, atenție, este o sărbătoare între tine personal și Dumnezeu, nu între familia ta și Dumnezeu. Paștele era sărbătoarea de eliberare fizică. Cina este sărbătoarea de eliberare spirituală, din păcat, din moartea spirituală. Paștele însemna eliberarea din Egipt. Cina înseamnă eliberarea din practicarea păcatului, din obiceiul de a păcătui. Paștele era sărbătoarea unei națiuni. Cina este sărbătoarea bisericii, care e formată din toate națiunile pământului, oamenii mântuiți, născuți din nou. Paștele folosește un sânge de miel. Cina folosește mustul, care simbolizează sângele lui Iisus Hristos, și azima, care simbolizează trupul său. Aș vrea să facem aplicația, să ne rugăm și apoi să procedăm la un timp de rugăciune, în timpul căruia să ne împărtășim. Frați și surori, noi suntem așa mulți oameni aici, însă fiecare dintre noi ascultăm această teorie a Bibliei, dar în interiorul nostru noi suntem oameni și fiecare dintre noi avem o lume specifică și diferită de altora. Vreau să aduc în atenția dumneavoastră pilda semănătorului din Matei, capitolul 13. Și dacă puteți, concentrați-vă și gândiți-vă așa adânc la ceea ce vreau să vă spun. Domnul spune că a semănat sămânța Bibliei în 4 categorii de pământ. Prima categorie de pământ este omul care se entuziasmează să se pocăiască, se pocăiește, dar imediat după ce s-a pocăit îi trece. Nu mai vine la biserică sau vine din când în când. Sau dacă vine, vine degeaba. A doua categorie de oameni sunt oamenii care după ce se pocăiesc vin la biserică, dar necazurile, problemele, crizele, nedreptățile vieții îi trântesc din credință. A treia categorie sunt oamenii care îmbuibările, bogățiile, luxul, binecuvântarea îi trântește din credință. Ce paradox! Iar a patra categorie este victorioasă. Trei categorii cad și una rămâne. Prima categorie sunt oamenii care nu sunt serioși cu ce fac și se duc de unde au venit. Următoarele două categorii, respectiv numărul 2 și numărul 3, sunt oamenii care mai vin la biserică. Unii cad datorită greutăților vieții, să țin săracii și nu mai pot la un moment dat. Lovitură după lovitură, nedreptate după nedreptate, vorbă după vorbă, marginalizat după marginalizat, împins după împins, înjurat după înjurat, prigonit după prigonit. Și ține omul, ține până se prăbușește. Și cade datorită greutăților vieții. Cealaltă categorie, dimpotrivă, lux după lux, îmbuibare după îmbuibare, trăiește printre nori ca avioanele, îi acad din celălalt motiv, din lipsă de prigoană. Și acum mă uit la dumneavoastră, pentru că sunteți frații mei, și vă întreb, din care categorie faceți parte? S-ar putea ca să fiți foarte loviți în anii aceștia. S-ar putea să fiți gata să falimentați cu business-ul? S-ar putea să aveți mari probleme în familie, în relația soție sau părinți-copii? S-ar putea să aveți mari probleme sociale, să fiți gata să fiți deportați în România datorită faptului că nu puteți primi acte aici? S-ar putea să fiți loviți în alte feluri, de oameni, de organizații, de împrejurări, de lucruri, de vreme, de cine știe ce? Și ați răbdat, v-ați ținut tare, v-ați rugat, apostit, dar ați ajuns la capătul puterilor și nici măcar nu mai puteți să vă rugați sau să postiți. V-ați săturat de viață și sunteți gata să vă prăbușiți.
Cealaltă categorie s-ar putea să fie cei cărora le merge bine, le înflorește business-ul, sunt tineri, sănătoși, umblă din bal în bal și din club în club. Ăștia se prăbușesc datorită huzurului. Aș vrea să te întreb, ești cumva din aceste două categorii? Vreau să te întreb cu toată responsabilitatea, ești cumva din aceste două categorii? Dacă ești din cea care cazi pentru că îți merge prea bine și ți-a intrat în cap că conduci universul, uite ce, pune mâna și te pocăiește. Coboară cu picioarele pe pământ până nu te împinge Dumnezeu să cobori cu picioarele pe pământ. Cereți iertare în dimineața asta și spune, Doamne, mi-a intrat în cap pentru că datorită banilor, poziției, rudelor sau altor binecuvântări, am crezut că-s mai important decât alți oameni. Iartă-mă, Doamne, iartă-mă. Sau poate ești unul dintre cei care atâtea lovituri ai primit încât nu mai poți să le duci. Și sufletul tău este amărât și aproape să se prăbușească. Dacă ești omul ăsta speriat, fricos, fără speranță, nu mai vezi nicio soluție, ascultă-mă, tu ești copilul lui Dumnezeu. Tu când îți bați copilul sau când îl pedepsești, de multe ori, una după alta, nu faci asta ca să-l omori, nu-l pedepsești ca să-l distrugi, tu vrei să-l disciplinezi, să faci om din el. Să te asculte, să te urmeze, să-i formezi caracterul, să-i dăltuiești personalitatea. Dacă tu, om, știi să ai echilibru în pedeapsă asupra copilului și nu-l distrugi, cum îți permiți în necredința ta să accepți că Dumnezeu te va lăsa din mână și oamenii sau împrejurările te vor distruge? Tu știi că El pe cruce a murit pentru tine? Cum Dumnezeu care a murit atunci pentru tine, astăzi, să te piardă fără să-i mai pese de tine, lăsându-i pe oameni să te lovească și să te nedreptățească? Nu te speria dacă treci printr-un necaz. Dumnezeu a îngăduit să treci pentru că aveai nevoie, dar El este alături de tine. Să nu crezi că Dumnezeu te-a lăsat singur, să nu te sperii, să nu te prăbușești. Dumnezeu nu va îngădui niciodată o apăsare mai puternică decât propteaua care ți-o pune. El te ține, El apasă, dar El te ține, pentru că El vrea să te treacă prin experiențe care modifică în tine ceea ce n-a putut să modifice cuvântul. Ți-a spus cuvântul și nu l-ai ascultat. Și acum vine Dumnezeu cu teascul, pentru că așa asculți. Aș vrea momentele următoare să ne rugăm. Dovada că Dumnezeu e de partea noastră este paharul și farfuria. Iubirea lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci stă în pahar și în farfurie. Pentru că acele două elemente, lichidul din pahar, rodul viței, și bucățelele acelea de pâine, de azimă, din farfurie, sunt o amintire fizică, ca să ne aducem aminte la ceea ce s-a întâmplat de mult în istorie. Dacă noi n-aveam valoare, Iisus rămânea pe tron și nu se făcea om să plângă și să fie bătut ca un nimeni în drum. Dar El ne-a iubit, ne iubește și ne va iubi veșnic. Și din mâna Lui nu ne va scoate nimeni. El e Dumnezeul nostru. El se va lupta pentru noi. Și cum un om nu permite nimănui să se atingă de lumina ochilor, că e sensibilă, așa Dumnezeu nu va îngădui să se atingă cineva de sfinții Lui. Necazuri vor veni, prin încercări vom trece, dar de viața noastră Dumnezeu se îngrijește și nimeni nu va trece dincolo de Domnul care ne apără. Cina Domnului ne aduce aminte de iubirea Domnului. Dumnezeu te iubește. Când vei înghiți lichidul, care e simbolul sângelui, să-ți aduci aminte că Dumnezeu prin închisitura aceea îți spune următorul lucru: vreau să știi că te iubesc și să nu uiți. Când vei mesteca bucățica aia de pâine pe care o iei din farfurie, atunci doar asta să auzi: te iubesc și vreau să-ți aduc aminte de asta, să nu uiți. Eu știu că tu ești om și e nevoie mereu și mereu să vezi, să auzi ceva ca să ții minte, că altfel tu, omule, uiți. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne întrebăm următorul lucru. Au trecut mulți ani de când ne-am pocăit.
Și Dumnezeu ne-a dat și gunoi la rădăcină, și ploaie din cer, și soare, ca să creștem și să aducem rod. Și astăzi când ne confruntăm cu iubirea repetată și abundentă a lui Dumnezeu, să ne întrebăm, noi cât de mult îl iubim pe Domnul? Noi cât de mult îl slujim pe Domnul? Frați și surori, vă invit să stăm în picioare și să ne rugăm. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.